Stai un pic să trec aici. Aveam ceva ce trebuie să bifez. Fă-l pe Pablo să spună pula. Da. Gata, a bifat-o. Da. Așa sunt și la... A venit muntele la tine, nu trebuie să... Da. Nu. Efortul tău a fost foarte mic. În afară de povestea cu Roma, subțire, omule. Da. Și aia cu piatra cubică, mă lași pe bune. Dacă ăla e semnul de bine la tine, dă-i omule niște piatră cubică și două felii de pizza. Gata! L-ai făcut târfa ta. Ia, ce-s? E un tisot. Ah, e drăguț. Mersi. L-am văzut într-un reel pe Instagram și mi-a plăcut foarte mult culoarea. Da. Și am încercat să-l găsesc în România. Nu se livrează, nu există, nu, în magazinul lor. Nu se aduce. Și am fost în Varșovia și l-am căutat și acolo, unde am mers eu prin centru, pe unde m-am plimbat. Și l-am găsit în duty free când am plecat înapoi înspre România. Am intrat la mișto, am zis, hai că dacă n-am găsit nicăieri, măcar. Și am intrat și l-am văzut cu perifericul, știi? Am zis, mamă, ăsta este. Și am zis tipului de acolo, e un ceas foarte rar. Și zice el, e rar? Și s-a uitat el acolo și mai era în toată Polonia încă unul singur în afară de ăsta. Și Polonia e mai mare și, ceva da, decât... Da, da. Au avut noroc și e mai mare. Ah, ce tare! Da, e ceasul meu preferat. E foarte haios pentru că e culoarea cu totul. Da, e și super simplu. Mm-hmm. În același mm-hmm. timp. Mie îmi place foarte mult chestia să fie mai simplu. Și eu sunt tot pe old school, așa, mai pe... Da, nu. Unele old school sunt cărcate, nu neapărat... Mai mare, așa. Dar, oricum, da, am mâinile mici, uite ce mâini da, mici am și nu puteam să iau din ăla, orologiu din ăla. Să știi că am făcut o prostie. Podcastul a început, să știi. Am făcut o prostie, Șerban. M-am uitat aseară la... ultimele două episoade din Umbre. Și acum îmi pare rău că te-am chemat. Nu îmi pare rău că te-am chemat. Nu știu cum să-ți spun. Îmi pare rău că sunt într-un subsol cu Șerban Pavlu, știi? Adică e așa. Ți-e frică? Nu-ți pare rău? Da. Mie... Ok, bine, am înțeles. Nu, trebuie să-mi șterg imaginea asta de dur. Chiar asta îți dorești, serios, să îți ștergi imaginea asta? Adică nu, foarte multă lume te asociază destul de puternic cu Umbre. Știu, da, e normal, a fost un serial, cum se spune, de succes. De fapt, succesul pe care l-a avut Umbre pe mine e direct legat cu succesul pe care l-au avut platformele, mai ales la noi în România, felul în care s-a... propagat, inclusiv de aici, că până în ziua de astăzi sunt oameni care se apucă să se uite la Umbre acum. Da. Și asta este o chestie pe care doar platformele o pot oferi, să urmărești un produs la 4, 5, 6 ani după ce s-a lansat. Și a fost tipul ăsta de așa ușor a crescut. Și nu-mi doresc să-mi șterg imaginea asta, nu-mi doresc să fiu asociat strict cu imaginea asta. Asta e toată... E dificil, depinde ce ai văzut ultima dată. Ori Coriolanus, da, ori... Da, Coriolanus. Bine, în cazul meu, și asta m-a tot urmărit și e o chestie care îmi face plăcere, există aceste zone distincte, foarte diferite în care activez. Există teatrul la care țin foarte mult și teatrul la rândul lui se împarte în... Nici în teatru nu îmi place să fiu asociat cu un gen anume, respectiv actor de comedie sau actor de dramă, sau nici nu cred în chestia asta, îmi place tocmai pentru că teatrul îți permite cumva să glisezi între mai multe tipuri de personaje și mai multe tipuri de teatru. Așa, există cinemaul cu bune și rele și cu comedii și cu... Și există televiziunea. Și există și vocile, eu sunt un actor care fac dublaje, am făcut până, mă rog, sper să mă opresc la un moment dat din chestia asta. Și pui și reclame, pui și voci pe reclame. Și pun și voci pe reclame. Să știi că în câteva calupuri ne întâlnim eu și tu, și eu mai suntem, pun pentru... Okay, mai, da. Sunt foarte puține companii, am Sportissimo, spor la sport, știi, sigur ai auzit-o pe undeva. Reclamele sunt o meserie, adică voice-over-ul ăsta de profesionist de reclamă, e o meserie distinctă, poți să ai orice meserie până la urmă să faci chestia asta, e un... voice-over cu ștate vechi, care este medic, deci nu... Serios? Da. Uite, nu știam. Orelist, deci e fix pe... E, are legătură un pic așa cu corzile vocale, cu... Cristi Ioniță, da. Da? Serios? Da, și e un tip, cum să spun, serios băgat în chestia asta.
de mult timp. Deci nu trebuie neapărat să fii actor. Da, corect, e o meserie care... Și o privesc ca pe o meserie distinctă. Mi se pare că mai am o meserie. Este. Mă rog, este. Am plecat evident din actorie. Da, am vorbit despre Umbre, v-am zis, m-am uitat aseară. În cazul în care n-ați văzut Umbre, vi-l recomand, este... Este un serial, o miniserie de fapt. Miniserie, trei sezoane, cred că are, sezoane, pe HBO. Da, foarte, am văzut, acum când mă uit la tine, țin minte doar faza când erai în cadă, la finalul sezonului întâi și... Am răgușit atunci, a fost... Nu am răgușit așa cum se răgușește, mi-a să-mi pierd vocea pentru că se folosea un sânge, cât trăiești înveți, sângele ăla artificial, cel pe care îl puteai, el era comestibil, adică nu, deși cred că au fost două tipuri de sânge. Și m-a mai fost și niște sânge cu care mă ustropeau așa. Și... Da, și... trebuia să strig, dar din poziția aceea culcat, stăteai pe spate și cu privirea în sus, îți curge în gât, okay. Nu puteam să controlez chestia asta, n-aveam cum. Și am strigat odată, de două ori, de așa, și până m-am simțit pur și simplu că mi se tăia vocea, complet, complet, nu mai puteam să... Da, a fost o chestie și de la substanța aia, cumva, că nu trebuia înghițită. Ce gustare? Era un gust dulceac, nu era ceva... Ketchup. Da. Întotdeauna am crezut că folosesc ketchup. Nu folosește nimeni ketchup. Când eram mic. Nu, sunt, e o întreagă industrie a sângelui. Serios? Da, 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 asta era dintr-un film, un film cu... nu mai știu în ce film. În fine, în Avocatul Diavolului sau ceva asta cu Al Pacino și cu Keanu Reeves și la un dat începe să-și dea seama Keanu Reeves că treaba e... Se întâlnește cu un fel de voodoo priest așa și tipul îi spune: "We have an investment in blood." Așa, și "We have an investment in blood." Dar în cinema există foarte multe chestii din astea de recuzită, cum ar fi și sângele de joc. Și sunt pastile cu sânge pentru bătăi. Am avut și la teatru un spectacol, sunt foarte mișto. Da. Și pastile așa le poți ține undeva prin gură până la un moment dat, după care o spargi între dinți și... Cum aveau rușii sub limbă pastila cu cianură. Cu cianură, nu? Da. Și acum nu mai au sub limbă o pămasă, cred că o ține în... Acum nu mai e cazul să... Domnule, să nu uitați să vă luați pastila. Nu. Și băieți, să nu uitați să vă luați pastilele. Da. Da, am vorbit despre faptul că aceste platforme ajută să se propage filme oarecum sau seriale sau miniserii, oarecum ceea ce reușește să facă acum podcastul, îndeoseb de interviurile de la TVR sau mai știu eu de unde. Da, există o mai mare accesibilitate legată de, primul rând, de accesul instant într-un moment în care ai tu dispoziție să faci lucrul ăsta, să urmărești un serial, să urmărești un film, să urmărești un podcast. Evident, lucrurile nu pot fi perfecte, există și dezavantaje și cred că dezavantajul ține în cazul ăsta chiar de marele avantaj, faptul că îl poți porni și opri când ai tu chef. Exact. Duce la un moment dat la o... Înainte omul trebuia, dacă se difuza un film la televiziune, cum se zice, acum pare așa de veche chestia asta de... îți luai acolo, nu știu, un ceai cu tine și te uitai la filmul ăla. Acum, oprind când vrei, nu știu, te ridici de 50 de ori, te duci la bucătărie, de 50 de ori oprești. Se uită oamenii în metrou și pun căștia, adică... Da, eu sunt nu de modă veche, ci pur și simplu cred că un film... N-am cum să nu fac comparația asta cu teatru, pentru că joc tot timpul teatru și așa. Este ceva gândit de autorul lui... Da. Într-o anumită durată, care contează de multe ori, sunt filme mai lungi, filme mai scurte, dar la un film de cinema mai lung, oamenii care l-au făcut s-au gândit la lucrul ăsta, că doresc și au dorit în mod expres ca acel film să aibă, nu știu, 2 ore 40, 3 ore și 10. Și să-l vezi pe tot din prima. El este gândit să-l vezi pe tot deodată. E ca și cum la teatru, cineva ar spune, și de asta spun că fac comparația asta, ar spune: jucăm și noi spectacole mai scurte, spectacole mai lungi,
Și cineva ar spune, hei, stați așa puțin, mă duc să-mi iau o bere din frigider. Mă duc să fac pipi, stați un pic în sau, mine. Sau, hei, stați așa un pic, mai văd eu joia viitoare, mă mai uit un pic la, știi, sau, e o... El a fost gândit așa și un film se vede, cred eu, în cinema, nu vreau să supăr pe nimeni. Dacă puteți să vedeți filmele în cinema, mergeți la cinema. Dacă nu, cumpărați-vă un proiector acasă. Dacă nu, cumpărați-vă un televizor. Și dacă nu... Asta o să spunem despre podcasturi. Dacă vreți să vedeți podcastul, mergeți la mall, la nu știu ce. Nu, dar un film de cinema se vede la cinema. Cel mai bine a fost sunetul, culoarea. Sunt gândite, calibrate pentru... Și apoi... Există, cred eu, și o funcție socială. E grozav să te uiți la ceva ce îți place împreună cu alți oameni. Da, împarți aceleași gusturi, adică de-aia ați venit la filmul respectiv. Și tot cu teatru o să fac o comparație, ar fi îngrozitor să vezi un spectacol de teatru singur. Eu așa cred. Oamenii se bucură de multe ori pentru că când sunt nimeresc la cinema și e sala goală, pentru că scapă de... replici tâmpite ale de telefoane care sună, de telefoane care sună, de vorbărie, de crânțănitul așa, viermilor de mătase care... așa, dar dincolo de asta, cred că a împărtăși, a face din o experiență comună din vizionarea unui film, e o chestie plăcută. La teatru noi nu ne-am putea imagina chestia asta. Actorii sunt foarte amărâți când sala e goală sau când nu spun, hei, avem doar 10 spectatori. Și nu e vorba doar de bani, cum s-ar putea crede, este vorba că se creează o energie care, e adevărat, și noi suntem vii acolo pe scenă și chestia asta circulă și dinspre noi spre sală, dar și din sală spre noi. Da, actorii mai au o emoție în plus pe care trebuie să o ascundă. Probabil, normal, există emoții, cum și eu am emoții acum când filmez cu tine, cum ai și tu, probabil, sper să ai atunci când ai un rol nou sau așa, dar există pe lângă emoțiile pe care ei trebuie să le transmită, ei trebuie să mai ascundă, nu știu, da, neapărat, nu știu dacă neapărat sentimentul de supărare, dar o dezamăgire, faptul că sunt 5 oameni în sală. Nu. S-a întâmplat vreodată să joci cu puțini oameni în sală? S-a întâmplat când eram mai tânăr, dar acum, în ultima vreme, lumea vine în număr foarte mare la teatru. Sigur, vine la orice, asta e bine că vine, e rău că vine la orice. Se consumă teatrul în România. În momentul ăsta, spectacolele de teatru au public. Nu pot să spun că nu au, să se consemneze data, ora, sălile sunt pline. Uite, în podcastul ăsta... Bine, podcastul... vin la toate tâmpenile și asta e adevărat. Știi că ziceau mari filozofi că nu e bine să citești cât mai mult, e bine să citești anumite cărți. Da. De-aia nu e bine să râși la toate spectacolele de teatru. Eu sunt parte din fenomen și nu pot decât să mă bucur că așa oamenii umplu sălile, dar așa e bine ca spectatorii să-și formeze un... oricum, acum sunt... grupuri pe Facebook care discută despre spectacole, sunt mai multe, nu-i doar unul ca să-i dau numele, grupuri de spectatori, unde nici nu te poți... despre... Da, se cheamă, nu știu, merg la teatru sau teatru este viața mea, să și scriu acolo, teatru. Am fost aseară nu știu unde, am văzut nu știu ce, cred că, și se răspunde, băi, nu, uite, textul, regia, actorii, scenografia, duceți-vă acolo, urmăriți asta. Evident, uneori citești multe tâmpenii și ți se pare, hai mă, ce e chestia asta. Intri dar să citești ca actor pe grup? Nu, fără să vreau, mi s-au trimis, dar nu poți să intri în grup uneori. Tu trebuie să fii acceptat în grupul respectiv și unele sunt dedicate exclusiv spectatorilor și pe bună dreptate. Adminul de la teatru, teatru în fiecare weekend. Da. Cine vrea să intre? Și Răban Pavlu. Nu. Ăsta decline. Da. Mie mi se pare însă un fenomen super ok și de încurajat, pentru că oamenii își pot forma, ce vreau să spun mai devreme, un simți critic. Și este esențial dacă urmărești orice fenomen artistic, că e teatru, că e cinema, că este sunt arte plastice, să nu te duci doar pentru că dă bine sau pentru că așa am învățat noi sau așa am auzit, mă, mai vezi mă și un muzeu, din urmă cârciu, mai mergi mă și la un muzeu, mă, mai vezi mă un Picasso, mă, să nu mori prost. Așa mi-a făcut mie nevastă, mie nu mi-a plăcut opera niciodată, adică aveam o impresie destul de greșită despre operă și m-a tot târât cu ea și am fost și ultima dată am fost la un Puccini Express, nu știu dacă ai apucat să mergi, făcut de Noghi, Alexandru Noghi. Știu, deci, știu, super. Da, nu sunt...
și în operă, care e mai conservatoare prin definiție și sunt, are un public mai conservator, opera, s-au întâmplat lucruri extraordinare în ultimii ani și la București există spectacole, există Lohengrin al lui, regizat de Purcărete, de Wagner, regizat de Silviu Purcărete, care este o minune de spectacol și unde te poți duce pur și simplu ca să vezi ce a făcut regizorul. Exact. Dacă să spunem, muzica nu spune nimic, deși și la muzică putem să ne punem un pic de operă acum pe telefon și să zici, mă, nu prea e genul meu, dar credeți-mă că într-o sală plină cu oameni din care jumătate măcar se pricep sau au mai ascultat, e un pic că te prinde altfel și a ascultat, iată, și o operă. E un exemplu extraordinar. Da, știi, cap-coadă și să înțelegi că există un libret, există o structură dramatică și că lucrurile alea nu vin așa, ariile alea celebre, nu vin... întâmplător. Nu e ca la CD. Mm-hmm. Adică, domnule, bag-o și pe aia cu... Ele... au o legătură una cu alta. Da, și este un tip de shuffle. Emoție specială. Asta, Puccini Express, a durat o oră și un pic. De obicei, operele durează 2 ore jumate, 3 ore. Da. Îți mai dă o pauză, de fapt, da, mai ai pauze câteodată, uite, la Madama Butterfly ai, cred că o pauză, ai înainte de obicei două pauze. Nu sunt două pauze. Da, ăsta te bagă într-o, pentru cineva novice în ceea ce privește opera. Da, mai multe spectacole. Eu nu sunt un critic de operă și nu mă pricep foarte bine, dar la Lohengrin, de exemplu, am fost cu copii și a fost absolut, părea o problemă când am intrat. Adică nu știam ce o să se întâmple și a fost 3 ore și de spectacol. Așa că dați o șansă diferitelor genuri. Ideea este că trebuie mergeți să ne... Mergeți bă la operă. Da, mergeți bă și pe la operă. Nu prin parcul operei. Intrați. Ideea este că trebuie să ne formăm un spirit critic și asta nu înseamnă să spui doar mi-a plăcut, nu mi-a plăcut. Înseamnă mai mult de atât. Înseamnă să-ți... Tu cu tine, da, există, sigur, despre orice se scrie, despre orice poți afla, dar e bine să-ți spui tu, în primul rând, față de tine părerea și după aia să încerci să-ți o argumentezi căutând. Poate nu-ți place aia, poate-ți place aia, poate ajungi de la operă la jazz, de ce nu? Da. Dar e bine să începi, pentru că te-a dus un prieten sau te-a târât nevasta, dar e bine să termini pe cont propriu cu... Eu apreciez oamenii care urmăresc, nu știu, un autor de literatură, de un regizor, un anumit actor. Mi se pare o chestie importantă, pentru că în artă nu clasamentele și mă lovesc de foarte multe ori de tipul ăsta de abordare. Băi, spune-mi și mie, care sunt cele mai bune, dar care sunt, domnule, cei mai buni actori, înțelegi, cei mai regizori, spectacole, regizor, actori și... Da. E o întrebare legitimă, pentru că noi trăim într-o societate guvernată de topuri și de cele mai bune 5 mărci de detergent sau nu știu ce. Și asta e rău, însă, pentru că în artă lucrurile nu pot sta așa și tu poți urmări niște lucruri pentru că te interesează mai mult lucrurile alea și mai puțin altceva. Adică nu e vorba de bun, e bun pentru mine. În plus, cred că poți să descoperi, e altceva când descoperi tu, când te duci la când o operă. Când descoperi tu sau, nu da, în cinema sau în teatru, chestia asta, tipul ăsta de, e o mizerie, pentru că pur și simplu urmăresc niște autori de cinema care mă interesează pe mine, în primul rând pe mine, nu e vorba de un top. Când bifezi însă evenimente culturale, le bifezi ca să le strângi așa sub centură, ca un fel de dovadă că tu ești un om civilizat. Adună puncte sus, știi? Adun puncte, îți faci puncte și pe cultură. Când îți faci puncte și pe cultură, sigur, și snobismul ăsta e bun. El umple sălile și noi, uite așa, ne frecăm mâinile și zicem cum se spune, ia-le banii. Îți dai seama după haine, știi, adică, că au venit... Dar John Lennon, e o replică celebră a lui John Lennon. Pentru cine nu știe, John Lennon a fost un scenograf. Nu. Nu, avem public bun, să știi. Publicul e foarte fost, bun. Știe toată lumea cine. Liderul formației The Beatles și e un concert în care spune... Începuseră deja să devină un fenomen de masă și să fie... Era mainstream deja. Să fie prizați și concertele lor vizate și de notabilități. Adică, domne, să-i vezi pe Beatles, băi, hai să-i vedem că trebuie. Adică ăștia sunt acum.
Și cred că e un concert, e celebră povestea, nu știu dacă ceva nobilime, nu știu dacă regina, și dar oricum era un cod cu aristocrația britanică, nu te joci cu... După aia îți povestesc, zic. Oamenii erau instruiți să, ce să spună, ce să nu spună, și ăsta s-a urcat pe scenă și a spus: hei, cei din spate aplaudați, strigați, cei din față zdrângăniți-vă bijuteriile. Ce tare, pe da. Modelul lasă-i să mănânce cozonac, n-aveți da. Așa, mâncați cake. Tot în ceea ce privește nobilimea asta, asta e cu britanicii, nu te joci, că ei țin foarte mult la, da, țin la chestia asta, la casa și... lor. Și au, a jucat recent Roma cu Brighton, chiar am comentat meciul tur, și cei de la Roma au zis că regina face ceva. Știi? Nu, cei de la, da, cei italieni au zis că regina face niște lucruri nasoale, da. Sexuale, știi? Că a făcut ceva. Da, cam ceva. Înțeleg unde bați. Și după aceea au venit englezii și au zis că tot îi adoră ananasul pe pizza. Da, să-i jignească, să-i lovească unde-i doare mai tare, știi? Adică da, dacă stai să te gândești, regină versus pizza, da. E... regina bucătăriei italiene. Deși nu cred că italienii ar descrie pizza ca fiind regina bucătăriei lor. Se supără foarte mult. Se supără foarte mult italienii dacă le spui despre pizza. Am vorbit cu cineva care stă la Roma, chiar a avut niște funcții pe la primărie pe acolo și îmi zicea... Dădea... Un semna, semna fără să uit. Dădea... nu, glumesc. E... Dădea mansardare. Cu... Nu, acum e profesor la Sapienza. Înălțare, dădea înălțări. Dădea înălțări, așa. Înălțare cu mansard, dădea și cu... E chiar un tip foarte ok la Sapienza, e profesor acolo. Și... zicea că un meci Roma-Lazio e mai important decât o numire a unui nou papă, adică e foarte important pentru ei. Da. Cu ce personaj, că am vorbit despre asta, ești asociat cel mai mult de oameni pe stradă? Păi cred că cu acest relache relache din umbre, dar da, mă rog, eu am avut multe perioade și la un moment dat norocul meu a fost că n-am ghinionul și norocul meu au fost că n-am spus nu prea des și mi s-au întâmplat lucruri foarte diferite și știu că la un moment dat eram așa, n-am reușit cu ceva anume să devin prea, să urc prea sus cu o chestie, dar lasă-mă, fac mai multe și, și a fost un moment, mă amuză că chiar mi-a vânjit așa pe la ureche asocierea permanentă, știi, aia când devii, devii... Dar lasă personajele, tu mai știi, pe vărul din a, să vezi acolo, lasă când te asociază oamenii cu Relu sau cu vărule. Și a fost perioada de la Ai Umor, de la Împuii Mei, da, nu se chema Ai Umor pe vremea aia. Am trecut și prin chestia aia, deci, și la un moment dat începuse, cred, deja serialul să se dea Umbre și era Relu în urcare, dar era Verișorul în spate, dar mai am prieteni care îmi spun Verișorul, vino Verișorul, amici apropiați, am rămas cu Verișorul în anumite cercuri și cu Împuii Mei. Și nu s-a putut, asta zic, un personaj, dar a fost așa ca în Captain Planet, Verișorul. Împuii Mei, Relache, Chepta Pablo. Sau, știi, toate trei, încă mai mergea un autobuz cu Verișorul, mai rămăsese necolantat așa, mai dădeau relorile cu Împuii Mei pe antenă, Relache se urcase pe ăștia, au avut bani de la HBO, au făcut bannerele alea mari. Țin minte, da. Și acolo s-a... 2014-2015. Repet, nu se poate cu ceva, las că fac multe mici, știi, și mă... Da, cred că cu Relache, dar acum, uite, serialul ăsta pe ProTV, Clanul, care rupe fâșul de pe celelalte televiziuni, e... și sunt Captain Costoiu. Da, cum e Captain Costoiu? Costoiu este un obsedat de... Mă rog, singura chestie care e deosebit așa și mi se pare că este, în mod real, este un om măcinat totuși, adică nu e așa un armăsar alb al legii, în care e un tip care e obsedat cumva de a-și rezolva vendeta asta personală cu personajul negativ. Și atunci intră într-o chestie totuși obsesivă și mai măcinată, așa, ceea ce e mai plăcut pentru actor. Mie mi se pare foarte tare că oamenii te
asociază și cu partea comică și cu comedia. Da, eu am și ținut cu foarte thriller, mult la și cu asta. Drama, da. Și cu... M-am hotărât așa să fiu mediocru peste tot, să târăsc toate genurile astea în mediocritate absolută și să-și nu dea lumea seama că doar e doar o... Da, nu, lăsând gluma la o parte, ce frumoasă expresie, lăsând gluma la o parte... Pentru mine a fost important lucrul ăsta. Nu spun nici că e bine, nu spun nici că e rău. Nu am niciun fel de problemă cu actorii care se identifică întreaga carieră cu un singur personaj sau care au ajung iubiți pentru un singur personaj, pentru că și aici sunt nuanțe. Există personalități atât de puternice într-o anumită direcție, oameni care emană atât de mult în comic sau în tragic sau în mod autentic, care nu își joacă în viață rolul dramatic, emană pur și simplu lucrurile, încât e greu să nu rămână în zona aia, dar cu ce succes sau cu ce efect, asta e cu tot o altă discuție. Sunt actori celebri care într-un anumit sens, critic poftim, da, au făcut un singur personaj toată viața lor, dar aici nu e cu puncte din nou, da, l-a făcut pe ăla, dar a însemnat atât de mult pentru atât de multă lume lucrul ăla, a fost atât de esențializat încât ok, bun, și ce, îl dai în judecată că a făcut un singur personaj? Nu, nu, normal. Dar pentru mine a fost important să... Evident că toți avem o personalitate unică, nu? Dar pentru mine chestia asta, de exemplu, cu comedia și așa, să le fac pe toate, mi-a fost importantă, m-a atras lucrul ăsta. Și problema, de fapt, apare cu cei care își alocă mai mult timp jocului în viață, nu pe scenă sau... Da, corect. Adică oameni care își joacă personalitatea aia, care, cum se spune pe românește, fac pe interesanții. Nu-mi plac actorii care fac pe interesanții în viață. În viață stai așa și vorbește cum... Noi vom vedea cum ești tu. Nu trebuie să joci tu. Sunt foarte mulți actori, artiști, artiste, care joacă ceva. Vorbești cu el și nu e el. E un... Și îți vine așa, să-i spui, băi, lasă, păstrează-te pentru scenă, uite, fă chestia asta într-un spectacol sau într-un film. Nu fă cu mine treaba asta, că nu ai de ce. Adevărul e că pe Relache nu l-aș fi chemat într-un podcast niciodată. Pe Relu, da. Pe Relu din umbre nu l-aș Relu fi chemat. Relu Flanelu, da. Știi, mi se pare foarte tare faptul că sunt unii actori, de fapt nu mi se pare tare. Ryan Gosling, tot au fost Oscarurile recent. Ryan Gosling e un actor senzațional, da? Confirmă. Și la un moment dat a apărut jucându-l pe, cântând din perspectiva lui Ken. Da. Băi, ești deja actor extraordinar. Mai și cânti, deci are o voce senzațională. Da, da. Du-te dracu, nu merge așa, deci lasă-i și pe alții, mie așa mi se pare. Mie mi se pare. De ce? Deci, și așa și Johnny Depp. Și, stai seama, Dita mai actorul, mai și cântă. Mai, adică, da. Nu poți să le iei pe amândouă, că actorul îți trebuie, știu. Tudor Chirilă. Tudor Chirilă, da? Da. Du-te dracu, lasă, stai cu vama, mai și joci acum, nu, mai și... Nu, nu e. Și nu, Smiley nu, a început nu. Din nou acum, Smiley a avut succes așa, a început... Nu, glumesc. Ideea e că la asta am să răspund categoric, fă-le pe toate, ia tot și cum dorea, dar vrei tu să le joci pe toate? Da, vreau să le joc eu pe toate. Dacă aș putea să joc eu, să nu mai rămână niciun rol pentru nimeni altcineva, vreau, dați-mi mie toate rolurile. Glumesc, dar este o chestie de o dorință legitimă a unui actor de a se manifesta plenar, artistic. Incredibil, Ryan. Este o chestie, cum adică? Să fi cântat eu ca Ryan Gosling. Știi, poți să cânti? Nu, deloc. Deloc? Sunt atonal, aritmic, sunt jale. Știi, jale. Actorii au asta, dancer, singer, acting, știi? La mine și acting cu semnul întrebării, așa. Tu ai acting, pe primul acting, loc, dancing și... Și tapping. Și... Da. Nu am... N-ai una, am înțeles. Ai avut premiera Băieți Buni? Băieții Buni ajung în Rai. Cred că urmează acum. Pe... Urmează? Da, da, pe 22, cred, nu? Da? Stai puțin să mă uit, am pus eu pe ceva. E bine că am zis, e bine că am zis. Da, Băieții Buni ajung în Rai. Băieții Buni ajung în Rai, da. Băieții Răi ajung unde vor. Era o... Dar nu e, e veche. Măi, nu știu, am pus undeva. 22 martie, uite, 22 martie. Peste 4, Băieții Buni ajung în Rai. Un film de Radu Potcoavă. Ajung Băieții Buni în Rai? Nu în filmul ăsta, în general. Presupun că da, e... Asta e deal-ul, nu?
Cu cine? Cu unde ai semnat acolo, eu știu, nu, eu n-am un contract din ăsta. Și presupun că da, de ce nu? Da, cred că ajung în rai. Crezi în Dumnezeu? În modul meu particular, nu sunt un practicant ortodox, nu. Răspuns final, da? Da. Deci nu crezi că există viață dincolo de... Mă îndoiesc. De ce trăim acum? Mă îndoiesc. Ok. Da, eu sunt de pe partea asta mai mult agnostică, așa, nu știu... Eu nu vreau să folosesc cuvinte din astea. Nu, evident, e o întrebare pe care... Adică ar trebui mai 10 podcasturi pentru chestia asta să... Presupun că pe măsură ce am observat lucrul ăsta în jurul meu și ăsta m-a îndepărtat și el de... Pe măsură ce oamenii îmbătrânesc, încep să își... Se adună niște frici, așa, se coagulează în niște mici monștri de mâl care te atacă și îți pun întrebările astea esențiale. Și pe măsură ce avansezi în vârstă, încep să aibă niște drumuri la biserică, dar asta nu înseamnă că tu crezi în Dumnezeu. Îi apreciez extraordinar de mult pe cei care cred autentic în... și sunt oameni care au și respect enorm chestia asta și o și simt, o identific, pentru că e o ușurare, e o liniște în plus, un sprijin. Dacă e autentic. Sunt însă dezamăgit de atitudinea practicanților religioși și ăștia sunt mai răi decât mulți oameni agnostici. Se duc duminică dimineața la biserică și la două deja se ceartă, urlă la semenilor, îi fac albie de porci, îi calcă în picioare, bârfesc, mint, fură. Sunt actori. Nu sunt actori, sunt și așa, sunt ăștia care strâng puncte. Sunt tot, okay. E tot un fel de a strânge puncte. Și ăștia nu-mi plac, ăștia sunt... ăștia nu cred că ajung în rai, dar... și da. Ei și au puncte pentru telecabina de rai, dar mă de rai. Că... sau liftul care s-a stricat spre ea. Au telecabina de rai și nu e așa gravitațional, ne ducem în jos. Asta e tendința generală de a merge în jos, dar unii probabil că reușesc. Unde ar ajunge, dacă ar exista, să presupunem că ar exista, unde ar ajunge Șerban Pavlu, în iad sau în rai? Dacă ar exista Șerban Pavlu, nu știu, presupun că în iad am o meserie care la început era considerată de la satana, de la dracu. Nu era o chestie, actorii erau mormântați în afara zidurilor orașului. Uite, nu știam asta. Da, uite, ai aflat acum, nu erau accesul lor spre cele sfinte, era mai dificil. Nu e ceva de care să te ocupi, în primul rând că nu e ceva serios și etc., dar când se trece de la stadiul ăsta de entertainment, da? De liberal. De... Pe care l-are, da. Nu, bufonul. Sau un craft oarecare, domne, nu știu, jongla cu făclii, înghițea pumnale, Sâmbii, da. Ca să râdă lumea. Și când se asumă o identitate diferită, pentru că bufonul nu-și asumă o identitate diferită și noi putem să urmăm filonul ăsta până... Pentru că există și în ziua de astăzi, adică și în trecut și până acum există, da, personalitatea asta puternică, comică sau nu știu ce, în care tu îl vezi pe cutare. Uh-huh, uh-huh. Să spunem, bufonul curții care... Dar făcea bufonul chestiile alea. În momentul când vine cineva care își asumă o altă identitate și spune, eu nu mai sunt eu. Eu sunt acest caracter, acest personaj. Da. Se produce un furt de suflet, o altă... O sucești mințile oamenilor. Te joci cu ceva ce nu e voie să te joci. Spunând cine încă o dată. Da, da, ok. Am înțeles ce vrei să zici. Și atunci a existat această interdicție în
Londra Shakespeareană, de exemplu, da, actorii nu erau mormântați în cimitirul drepților. Ce rușine să te faci actor, cum ar fi. Era considerată după prostituție, poate mai puțin folositoare decât prostituția, o meserie din zona asta. Da. Și intersecția asta, și care a existat, pentru că sunt în continuare, eu n-am fost niciodată pe acolo, sunt actori care își părăsesc meseria și nu e doar cazul celebru al lui Dragoș Pâzlaru, dar care pleacă spre zona asta a credinței, zona religioasă, adică e o extremă, un capăt, dacă într-un capăt ar fi viața sfântă, în celălalt poate se află, hai, nu chiar la capăt, dar sunt și nu întâmplător oameni care sunt atrași de lucrul ăsta, de fapt au și chemarea credinței. Există un șir întreg de cunoscuți, cei care au fost colegi cu ei cunosc foarte bine, de actori, de cunoscuți ai mei sau care au... Da. S-au dus spre zona de credință, spre da, zona de... Da, și se va întâmpla în continuare. Oameni care vin la teatru, fac facultatea, simt în ei chemarea asta și după aia cu aceeași putere și intensitate se duc și se va întâmpla cât va fi teatru pe scenă, chestia asta. Foarte interesant. Da, 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 da. Au plecat oameni angajați în Teatrul Național și au dat demisia și au plecat la mănăstire. Cum a fost și așa îl chema, ai zis numele Dragoș Pâzlaru. Dragoș Pâzlaru de la Bloc. Nu. Ah, nu, nu de la Bloc. Nu, nu. Nu mai țin minte cum îl cheamă, nu Mitra, nu. Da, actor la Ploiești, Coadă, Mihai Coadă. Coadă. Da. Da. Nu? Da. Și a plecat de la Bloc, este e preot la... Sau vrea să devină preot. Da. Da. Foarte... Dar, bun, el mai în vârstă ca mine, dar există oameni mai tineri decât mine, cu 10-15 ani, care au, îi spune, domnule, generația tânără știa, și nu e vorba de niște oameni care vin dintr-un loc în care, nu știu, au fost la seminar sau nu știu ce, și nu, oameni care au făcut facultatea de actorie de la București, unde te întâlnești, nu e așa, cu viața de noapte, cu... da, da, da. Pentru că teatrul conține această, are această latură. Cum este și normal. De a, există și o parte practică care coincide, da, această, tu aduni o congregație în fața ta și îi vorbești, dar pentru că de multe ori în, nu vorbim de comedioare ieftine sau de entertainment, da, dar când faci Shakespeare sau Chekhov sau Dostoevski, cum s-a făcut pe scenă de multe ori, tu adresezi alte zone din sufletul și inima privitorilor și acolo începi să umbli prin locuri mai puțin accesibile sau mai... Da, uite, studiu, trebuie să se facă un studiu de ce se întâmplă. De ce se întâmplă cu exactitatea asta? Dacă ar exista... Se întâmplă din motivul ăsta, se întâmplă. Pentru că tu bați la o ușă la care bate și mai colegul. Bate cineva. Corect. Și da, cei de fi... pe partea cealaltă au spus, băi, nu mai bateți la ușa asta, că aici nu bateți, voi batem noi și nu mai umblați aici și dacă o mai faceți, sunteți înmormântați în afara orașului. Dacă o să existe, că am pornit de la întrebarea asta, da, unde ai ajunge, da, în știu, rai sau știu, în iad, ai răspuns în iad, ai zis în iad, dar eu da, mă gândesc la un, și eu, nu știu, la un purgatoriu da, digital, la un purgatoriu modern când se întâmplă și Dumnezeu sau diavolul are profilul fiecărui și aia să-l vedem noi pe... El are profilul și de pe... Stă și el, da? Și el și diavolul se uită pe Instagram. Exact, că și el, și el are Instagram, și normal. Și diavolul se uită pe Instagram. Ia să vedem, Șerban Pavlu. Ce ajung, are lache, da, în pui mei, normal că te stai duci... Stai mai puțin, că atunci ar însemna că... Dar eu nu cred nici asta, știi? Dacă îi joci pe ăștia buni, bucuri copiii și nu știu ce, ajunge... râle ajunge în rai, că ar juca da, pentru da, copii. Și în ea să fie petrecere din astea cu Șerban. Cu... Da, și noi acolo, băi... Cu stai. Florin Piersic, cu Florin Piersic, unde ajunge? Te rog, nu mă provoca... N-am zis junior sau senior. El cred că ajunge cu cele 40 de fecioare, cu cele 40 de fulare. Cele 40 de fulare ale lui Florin Piersic. Da.
mișto asta. În ce teorie a conspirației crezi? În Klaus și Barroso ai jucat rolul unui în vecin... Klaus Iohannis. În Klaus Iohannis. În Klaus Iohannis, dacă ați văzut filmul. Da. În Klaus și Barroso ai jucat rolul unui vecin da. Conspiraționist. Da. Care este teoria conspirației în care crezi cât de cât? E o întrebare bună. Stai să mă gândesc. Dacă am... cred că fiecare dintre noi are un pic de... Pe la mine cred că se poate intra ca să fiu atras în până la flat earther, să zicem că asta ar fi capătul, da? Pe la asta cu multinaționalele conduc lumea, cred că pe aici ar fi ușa spre... Pentru că conglomeratele astea, giganții ăștia care nici nu mai știu ce sunt, cine conduce de fapt, cred că sunt ca niște macroorganisme așa care la un moment dat au a mind of their own, așa, încep să funcționeze în baza unor reguli pe care le autogenerează și cum regula ar fi profitul, să așa expansiunea lor, expandarea asta și dorința de a acumula cât mai mult din piață și așa, cred într-un anumit sens că multinaționalele conduc lumea în momentul ăsta și în sensul ăsta al războiului sau al, adică se ajunge la o... Stai un pic, Șerban, eu cred că n-ai înțeles întrebarea mea, te-am întrebat despre o teorie a conspirației. Da, am înțeles, da, da, hey, poate să... da, ești tu simpatic, dar nu... Nu putem să o demonstrăm de ce este a conspirației până una alta. Normal. Da, cam pe aici. Adică, să spun așa, și partea asta de conflictul ăsta cu vaccinații, nevaccinații, toată vorbăria asta din pandemie, ce o mai fi însemnând și asta, mie... ok, că i-am spus pandemie, cred că putea avea legătură cu banii. Adică, sigur, când ți se demonstrează pe hârtie, da, domne, uite, dacă ăștia mută alea acolo și se da interdicția asta sau obligo-ul ăsta, follow the money, un fel de follow the money. Și ajungi, stai mai puțin, pe dacă îi obligă să facă nu știu ce, pe ăsta câștigă... Aha, ok. Știi? Da, pe aici, corect. Nu, alții au alte reptilieni, eu știu ce. Te-a întrebat tata, nu da. Vreau să mergem da, spre... da. Da, am înțeles-o pe asta cu marile organizații care da, conduc că... lumea și o înțeleg, adică... Păi sunt niște chestii enorme, adică e vorba de atât de mult băneți și de faptul că nu se conduce de o persoană, nu e ca și cum un om stă la o masă, stă pe un fotoliu, și spune, hey, e o chestie care se auto... Sau sunt iluminati care te duce tot înspre zona aia merge, tot înspre zona asta te... Pe la mine aici, pe aici da, se intră. Da, 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 pe la chestia asta. Ok. Am un insight despre team building în care ai jucat, dar o să-l verific cu tine. Zi. Ai jucat rolul unui șef, unui CEO. CEO. Da? Oprea. Era inspirat dintr-un om real. Așa e, e pe bune. A avut Alex Coteț o interacțiune cu... Păi el o fi fost, dar eu n-am aflat. Nu știam. Da, posibil, Coteț are interacțiuni de-astea cu CEO. Care-i pluralul? CEO-i. CEO-i, da. CEO-i. 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 Asta m-a întrebat. CEO-i. Dar am eu păr în cap că CEO-i știu, băi... A întrebat o dată cineva, unde te duci? Mă, la o conferință vin foarte mulți CEO-i. Cine vine? CEO-i. Bă, spui CEO-s, că sună... Păi nu, în român, pluralul nostru, CEO-i. CFO-i? CFO-i, CEO-i? Cum se... A fost o scenă din team building care n-a mai intrat? Da, când erai cea cu, mai bună. Cu, erai cu micuțul. Aia. Aia e cea mai bună scenă din film. Și, îi asigur pe toți fanii filmului că au pierdut cea mai bună scenă dacă era... De ce n-ai intrat? Era prea multă realitate în scenă sau de ce? Habar n-am când lucrezi așa la stăpân. Nu ai nu pui întrebări din astea. Așa s-a montat, probabil că să iasă filmul mai scurt sau să fie mai multe scene cu femeile, okay. Cu gagicile. Nu știu, habar n-am, nu glumesc, habar n-am, nu știu. Dar ai consumat vreodată? Că despre asta ai consumat vreodată? Că despre asta era scena. Ok, generally.
Da, s-a întâmplat. Acum toți am fost, acum să vin așa și să să fiu eu. Când eram și eu un tânăr actor, s-a întâmplat. Ok. Mă bucur că ai pus așa într-un timeline, știi? Că da. N-ai vrut să zici, da, seara. Măi, acum... În dimineață, știi înainte care să e problema? La nu aș avea... eu am tot felul de dorințe din astea, dar nu am timpul necesar. Nu mai merge. Când joci jocul cum îl joc eu, nu ți-ajunge timpul. Nu merge. Adică am ajuns să mă gândesc cu groază unele seri. Dom'le, trebuie să mă culc dacă mai continui să mai beau o bere sau așa, îmi distrug ziua de mâine și gândul ăla e mai puternic decât dorința de a continua. Deci nu merge. Nu, de la un moment dat încolo nu mai merge. Trebuie să alegi ce vrei să faci. Și nici nu sunt la nivelul la care câștig, nu știu, nici nu vreau să mă gândesc la sumele reale, dar 1 milion de euro pe un film, ca să spun, domnule, după aia mi-au un an liber sau eu stau până la... Ți-ai dori să-ți iei un an sabatic? Mi-aș dori, normal, da. Care da, nu da. E plătit normal, e... Mi-aș dori să pot avea în star sistemul ăsta de afară există beneficiile astea, adică sigur că e un sistem piramidal și cu cât te duci mai în sus se rarefiază aerul și dar odată ce ai depășit un nivel și probabil poți câștiga pe un proiect foarte mulți bani sau mă rog, trebuie defini ce înseamnă foarte mulți bani pentru fiecare, poți după aia, adică banii îți cumpără și un timp de după. Că unii vor să se pregătească, că unii vor să... Iată, foarte mulți artiști își deschid propriile afaceri cu art, adică doresc să devină producători sau... Și e o dorință legitimă. Dar poate că unii își doresc să pur și simplu să studieze pentru următoarea chestie. Eu mi-aș dori, pur și simplu, să stau, de exemplu. Să ai un an în care să te relaxezi, da. Să stai cu familia. Să merg la schi. Uite, asta mi-ar plăcea foarte tare, să stau un an pe... munți. Ce cu tare. Zăpadă, da. Și da. Să mă mut așa, pam, 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 vara, să plec. Să te duci și să stai în funcție de anotimp. Unde-i și zăpadă? Șmecherie. Da. Dacă ar fi să alegi să-ți deschizi, să devii antreprenor, să-ți deschizi ceva, ce ți-ar plăcea să faci în afară de acting? Cafea, să fac o cafenea, mi-ar plăcea. Serios? Da. Da, cu specialitate? Cu, cu ce se poartă așa, da, îmi place cafeaua, îmi place ce se întâmplă cu... locurile astea în care oamenii încep să se strângă și să... E foarte mișto. Avem o cafenea deschisă într-un garaj, în parc unde mergem cu copiii și acolo a început să se strângă lumea așa, pur și simplu, și s-a făcut o mică comunitate în jurul locșorului ăla și asta e foarte... Mi se pare foarte plăcut. Îmi plac locurile în care oamenii încep să interacționeze așa, organ, natural, cumva, fără să fie forțați să o facă, să... Oamenii se simt așa, acolo, atașați de loc, de... Dom'le, e la noi, noi facem chestia asta. Tot timpul am simțit așa o emoție când mergi în... Când faci turism și nu pe obiective din astea da. Majore, tot așa, de bifat, de... Faci puncte. Puncte, faci puncte pe turism. Știu că eram în Grecia, ne și rătăciserăm. Noi voiam să, pe partea continentală, am mers doar pe partea continentală cu mașina și am ajuns într-un sat care era pe malul mării și dar sus, ca să ajungi la mare trebuie să cobori pe o și noi intraserăm cu mașina, parcă în satul ăsta care era mai mare, mai terasat, așa, un care era foarte gol. Da, suspect de gol, era, nu știu, ora 12, 1. Nu prea era, l-am dat, băi, ce străzi frumoase, zic, uite ce căsuțe, așa. Siesta grecească. Și zic, băi, zic, ăștia probabil că sunt la siesta grecească, toată lumea, zic, parcă e părăsit. Până am ajuns în mijlocul satului, în piațeta asta, umbrită chiar de niște platani foarte puși cu mâna, așa păreau, unde era tot satul. Tot satul. Erau niște... cafenele în rond, așa, și niște terase de-astea. Se întâlneau toți și... Și era evident că erau și turiști, și, dar era evident că nu turiști erau majoritari în locul ăla. Da, normal. Și mi s-a părut așa o chestie, m-a emoționat treaba aia, zic, ăștia stau în satul lor? Îi dore pe ei în fundă
restul e lumii. E foarte mișto chestia stau asta. Aici, e adevărat, coborai, probabil că tot din turism se câștiga, coborai drumul ăla spre mare, acolo mai erau niște terase, acolo erau mai mulți turiști, apa era albastră, peștele era proaspăt. Asta nu înțelege nevastă mea niciodată când mergem în Roma, să zicem, îți dau un exemplu. Eu când merg în Roma, ok, îmi place să vizitez Coloseu, îmi place să merg peste tot, dar mie îmi place să merg pe străduțe și să beau la o cârciumă unde beau ei, de acolo unde beau ei, să mănânc ceva, mănânc o pizza la ei și să stau. Da, și mie îmi place foarte mult. Roma este superbă pentru asta, adică ai normal terase recunoscute sau locurile unde poți să te duci, dar dacă o iei așa la picior, fiecare cartier are un mini centru vechi, deci cum există la noi centrul ăsta vechi, la ei în Roma acolo peste tot găsești câte o străduță cu piatră cubică, cu din asta, cu mie mi se pare foarte tare chestia asta. Sunt total de acord. Te mai întoarce la un proiect de genul În puii mei? Nu, momentan nu. Îmi plac emisiunile de divertisment, de nu știu, tip Saturday Night Live sau, dar nici nu cred că sunt atât de bun, adică mi se pare că acolo trebuie să existe niște oameni cu o capacitate de a improviza și adică îmi place foarte mult zona asta și cu un geniu comic, așa, cu chestia aia, dar foarte mult din ce îmi place mie a fost preluat de stand-up, care este un fenomen în creștere și la noi și la noi cred că se poate vorbi deja despre stand-up nișat, să apar oameni care nu mai fac cele mai vulgare glume sau nu că m-ar deranja în vreun fel că sunt vulgare sau nu, dar care încep ușor ușor să cotrobă în alte dimensiuni ale stand-up-ului și mie îmi place și fenomenul ăsta foarte mult, cred că uite asta mi-ar plăcea, dar simt așa că nu sunt acolo, nu. E un alt mod de a gândi pe scenă, e un alt mod și dacă ar exista ceva spre care mă uit cu admirație așa și invidie și dorință, ar fi stand-up-ul ăsta. Mi se pare mișto. Poate o să vii într-o seară la open mic, cine știe. Ar fi o experiență... Da, mi s-a mai spus, nu, dar nu e, adică îmi place, mi se pare, unii tipi sunt foarte smart și mi se pare că e un mod aparent simplu de a... La stand-up apreciez enorm și simplitatea fenomenului. Adică, bă, ești tu cu un microfon, dă-i drumul. E one-man show, totuși. Dar el nu e același lucru, e altceva, da, de fapt. Da, e un mod al tău de a vedea lumea pe care îl... Expui. Expui și în care încerci să iei cu tine. La stand-up-ul bun sunt foarte multe lucruri. Da, asta este o concepție greșită a faptului că stand-up-ării înjură la toate show-urile. Este o concepție greșită la care s-a ajuns prin faptul că la început atrăgea tocmai lucrul ăsta. Dar stai să te gândești și asta este, mă rog, așa, e și asta o boală și să contextualizezi totul și contextualizezi cum vrei tu. Știi, dacă vrei să contextualizezi cultural, orice devine un gest cu o semnificație. Uneori nu e așa, uneori oamenii pur și simplu vorbesc urât. Dar la stand-up și lucrul ăsta nu e esențial greșit. Da, se spunea ceea ce nu aveai voie să spui în altă parte. Nu poți să te duci pe scenă la momentul când a început stand-up-ul să fii înjurat, pentru că oamenii s-ar fi ridicat și ar fi ieșit din sală. Dar la stand-up, la începuturile, da, oamenii se puteau ridica în picioare, să iau un microfon în mână și să spună pula. Și chestia asta era așa electrică, adică oamenii spuneau, băi, nu, a zis pula, da, mă, a zis pula, e formidabil, e voie, da. Stai un pic să trec aici, că aveam ceva ce trebuie să bifez, fă-l pe Pablo să spună pula. Da, gata, a bifat-o. Da. Așa sunt și la... A venit muntele la tine, nu trebuie să... Da. No. Efortul tău a fost foarte mic, în afară de povestea cu Roma, subțire, omule, da. Și aia cu piatra cubică, mă lași pe bune, dacă ăla e semnul de bine la tine, dă-i omule niște piatră cubică și două felii de pizza aici, gata, l-ai făcut târfa ta, înțeleg. Asta e foarte mișto ce ai zis mai devreme. Nici piatră cubică fără pizza, nici pizza fără piatră cubică, niciuna.
Mi se pare foarte tare că asta reprezintă și podcastul și senzația asta de libertate pe care falsă, au oamenii. Da, mă rog, da. Nu e neapărat falsă, să știi că tu te simți acum diferit față de cum te-ai simți la o emisiune televizată, chiar dacă e același setup, e același lucru. Ești acolo în fața publicului care te judecă. Da, aici ești mai... Bună seara, în această ediție de luni seara îl avem invitat pe marele actor. Da, pe îndrăgitul cantautor. Nu, mă, știi care e problema? Că dacă ești stiff, ești stiff oriunde. Adică dacă vrei să vorbești așa, știi, ca o înlănțuire de stereotipuri și de clișee, o poți face și la podcast, la fel cum sunt oameni care pot fi mai liberi într-o emisiune. Ideal ar fi ca telespectatorii noștri să înțeleagă, dragii noștri, așa, că și când vor ajunge ei înșiși în ipostaza de intervievați, e bine să fii mai autentic, mai liber, nu mai liber în sensul că a jura nu înseamnă că ești autentic sau liber, înseamnă că îți permiți să o faci sau cum să spun, asta e exact. Mie mi se pare că podcasturile o să fie ca niște capsule ale timpului, pentru că tu joci în ai fost la Împuii Mei, în Coriolanus, în Umbre, Klaus și Iohannis, cum ai zis tu, Platonov, măi, da? Sunt mai multe, da? Și ei o să-și amintească de tine ca actor atunci, însă podcasturile o să-și amintească de tine ca maimuțoi. Nu, că mai am câteva cuvinte aici pe care trebuie să te pun să le zici până la final. Stai puțin că trebuie să spun o chestie foarte importantă, că am avut o premieră la Teatrul Metropolis, care nu e teatrul meu de baștină, Henry Johnson. Și să știe lumea că există acest spectacol, Henry Johnson, unde eu îl joc pe Henry Johnson și în principiu, deci nu e o marcă de șampon sau nu știu ce, este un personaj. Henry Johnson. Henry Johnson and Johnson. Henry Johnson and Johnson. Sau lentile, că fac și lentile Johnson and Johnson. Eu por lentile de la Johnson and Johnson, da. Păi Johnson and Johnson, de-aia se și cheamă așa. Ok, zi-mi mai departe. Te-am întrebat dacă te-ai mai întoarce într-un proiect de genul Împuii Mei. Ai zis că nu, e dificil? Nu, la nivelul la care se face umorul ăsta organizat la televiziune în România, nu. Nu. Există alte zone în care te poți duce. Întrebarea următoare are legătură tot cu Împuii Mei. Cum era să lucrezi cu Mihai Bendeac? Cum e Mihai Bendeac? Mihai Bendeac era un tip obsedat de ce făcea și foarte profi, dar dincolo de pupăturile astea în fund de interviu, ce a fost foarte mișto și a fost mișto, eram adunați acolo... Poate părea așa că era o veche gașcă de... Eram oameni foarte diferiți care veneau cumva din momente diferite ale vieților artistice și ce a fost mișto este că aparent toată lumea spus, băi, venim pentru bani, câștig un bani, e un job, fac treaba asta o vreme, ok, trebuie să mai câștig și niște bani din televiziune, că uite numele. Dar când se întâmpla propriu zis să lucrăm, când era atât de funny, era atât de, se râdea atât de mult, era, noi râdeam acolo, ne tăvăleam pe jos. La propriu au fost zile de filmare care nu s-au putut duce la capăt, pentru că e un plan acolo de producție, pentru că cei implicați, adică partea creativă, adică respectiv actorii, râdeau și în loc să să dureze 40 de minute un sketch, dura o oră și 20. Spuneam, băi, suntem în întârziere, mai avem pe ăla cu tigaia. Stai mă, da mă, bine, băi, haideți, vă rog eu mult, încercați să vă... Că râdeam din prostie, că râdeam din neprofesionism, că ideea e că se râdea și era așa și o... Se crease un sos în care oamenii veneau și cu idei și cu un actor și asta e tot așa, cu... pro și contra. E cumva foarte greșit să-ți imaginezi că un actor își schimbă așa totul pe dinăuntru în momentul când face Shakespeare și își pune căciula de prost și pe dinăuntru când face un sketch. Actorii joacă. Actorii încearcă să joace bine. Noi folosim niște instrumente și niște strategii, da, învățate unele în școală, altele dezvoltate, care
tot alea, tu lucrezi cu același instrument, tu ești instrumentul și încerci să faci același lucru, să intri într-un personaj care, ok, vrea să-și cumpere o aspirină, dar practic undeva la bază lucrurile se întâlnesc și actorii vor să joace bine, asta ar trebui să fie și este de foarte multe ori scopul actorului, să fie credibil, să fie funny, să fie autentic. Așa că nu vă imaginați o chestie, știa, că acolo te duci și băi, nu mai, știi, deși oricum cei care fac așa și tratează lucrurile așa sunt proști, actori proști. Actorii încearcă să joace, să... și acolo a fost o atmosferă absolut senzațională, se plecai așa, obosit și plin de... Ce tare, ce vremuri mișto ai prins. Da, ca un fel de party fără băutură, asta era. Și plătit. Și plătit. Mai ai tabloul de la Bendeac pe care l-a primit de la Becali? L-am dat unui prieten. Da? Deci nu-l mai ai? Nu-l mai am. Dar sunt convins că e o lucrare care va călători în... Da. Pentru cine nu știe, Bendeac îl impresiona pe... impersona, nu? Da. Așa, nu-l impresiona și l-a și impresionat pe Becali. L-a impersonat și l-a și impresionat. Așa, și Becali l-a chemat la el sau s-a dus Bendeac la Becali? Nu mai țin minte cum a fost. S-a dus Bendeac la Becali să facă un sketch sau ceva, a fost o filmare și, Becali l-a chemat în camera cu tablouri, nu știu cum să-i spun, și a spus, alegeți un tablou, pentru că, de fapt, și asta e poanta, avea foarte multe lucrări din astea oferite de oameni care îi cereau servicii sau pur și simplu încercau să-l impresioneze și îi aduceau tablou. Că asta mi-a povestit Mihai, că băi, avea o cameră, nu era că avea un tablou, știi, și mi l-a dat mie. Avea o... Și a mai venit cu unul sau la povesti. Nu, a venit cu el. Ce? Becali era pictat pe un tron, așa, un fel de tron ceresc, să-i spunem, ca un, adică exista și componenta asta de pictură religioasă pe care, merge probabil la așa un mecena, da? Ca la familia de medici, te duceai cu niște chestii mai... Și el era pe acest figurat așa, pe acest tron ceresc cumva, și de-a dreapta și de-a stânga lui stăteau doi arhanghel, dar erau două figuri feminine care îl... Arhanghelițe. Așa, care erau Mihaela Rădulescu și cu... Gabriela Fire. Nu, și cu Andreea Marin. Și măcar mi s-a părut o chestie extraordinară. Mihai, că erau aceste două femei, știi, și omul pictorul, artistul, a luat din viață, așa, știi, adică stai mă, fac niște... Vreau să fie așa niște îngeri. Băi, hai că fac un înger așa, par Mihaela Rădulescu și par un înger Andreea Marin. El îl... Și în mijloc, Gigi. Gigi, cum se spune. Deci nu mai e tabloul la tine. Cui l-ai dat? Lui Bogdan. Ok. Să ne oprim aici. Ok. Era... Mai avem pe lista. Da, poți să mă întrebi. Să ne oprim cu chestia asta. Da, bine. Am vorbit despre actori, despre faptul că se spunea că trăiau constant în sărăcie, că este destul de dificil să ajungi actor. Cel puțin asta era înainte, în anii 90, în anii 2000, adică erau foarte mulți care se pierdeau pe drum, nu zic neapărat că se duceau spre zona de credință, așa cum am zis. Sunt mulți care nu reușeau și trăiau foarte greu. Mai e cazul de așa ceva în 2024? Cred că e mai mult decât înainte, dar trebuie să lămurim, tot așa, e o discuție cât un podcast. Actorii ieșeau de la facultate înainte de Revoluție, era un număr foarte mic, era o piață controlată și asta făcea bine. Era un număr din ce în ce mai mic, comuniștii voiau să termine cu chestia asta profesionistă, ei vreau să transforme actoria într-o ocupație amatoricească. De-aia se punea accent pe brigăzile alea artistice. Ideea era următoarea: dom'le, dumneata ești în producție, faci, muncești munca și așa, îți dăm un salariu. Vrei să faci teatru, faci la brigada artistică de după. Și asta era cumva planul, să se termine cu chestia asta ca profesionism, în sensul. Și ieșind din facultate puțin oameni, nu exista o problemă atât de mare în a-ți găsi ceva de muncă într-un teatru până la urmă unde să ai un salariu. După Revoluție s-a terminat cu treaba asta și era normal să se termine, adică cum puteai să interzici să se facă școli de teatru.
Nenorocirea că s-au făcut, știi care e problema? Că s-au făcut facultăți. Dacă s-ar fi făcut școli de teatru, dădeai un, odată că nu se parazita sistemul universitar cu aceste fake-uri de facultate, chiar să faci facultate de teatru peste tot în țară, cu profesori care sunt profesori universitari, ai rang, cum să spun, cum se cheamă, grad universitar, da. Ești în lumea academică, asta e o... Uite, asta să rămână în podcast. Să rămână, zic că asta e o ipocrizie îngrozitoare, e o farsă. Sunt niște oameni care își iau grade universitare, de aia săracii scriu doctorate, scriu, îi apucă bâțul toată viața, citesc și studiază ani de zile în lumea academică normală ca să aibă un rezultat concret. Știu, nevastă mea e conferențiar și știu cât de okay, mult a muncit ca să ajungă. Și eu cred universitar ca să predea actorie la, dar predă, domnule, actorie nu e nimic, dar poți să fii și un tip genial la chestia asta, dar nu trebuie grade universitare ca să predai actoria. Încă poți să predai ca profesor asociat. Dar poți să predai. Dar trebuie să facă școli, măi, școli, da. Ca și cum e școala de chitară, te duci să înveți să cânți la chitară și poți să ai un profesor de chitară genial. Corect. Nu trebuie să aibă grad universitar, să fie conferențiar ca să-ți predea ție. Am înțeles că există conservatorul și nu, eu nu spun să se desfințeze Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografie, dar faptul că lucrurile astea au îmbrăcat în continuare această formă universitară este doar o haină foarte înzorzonată pe care o poartă niște oameni ca să se... nu știu, să se ce. E foarte... mi se pare o pierdere de timp și de... bani. Ideea este că au apărut foarte multe școli în care ies actori mulți și că nu există o piață suficient de mare, dar oamenii ar trebui să fie conștienți de lucrul ăsta, că există, adică nu, e la fel de greșită ideea că tu ai terminat o facultate de profil și că cineva e obligat să-ți ofere ție un loc de muncă pe zona asta. În nicio industrie nu se întâmplă, nicio facultate da. Nu-ți oferă... Dar oricum nu în asta, n-ar trebui, adică dacă ai putea cere de muncă ca inginer sau ca medic, a cere de muncă ca actor și îmi asum spusele, este și o aroganță în același timp. Adică noi, de ce am făcut pauza asta? Pentru că în același timp, și asta s-a văzut din plin în pandemie, pe profesioniștii din zona asta, dacă nu sunt prinși în, dar asta e o discuție separată, prinși în sistemul de stat, ei nu sunt protejați în niciun fel. Tu te poți îmbolnăvi, îți poți pierde jobul și chiar dacă ai lucrat ca actor 15 ani de zile, ești nimeni, ești nimic, nu existi. Și asta e un lucru care, cum să spun, arată cât de slab e sistemul. Deci e o lipsă de protecție completă. Oamenii ăștia care au jucat și pot face dovada faptului că au jucat într-un sistem privat sau nu contează, sunt actori, nu sunt niște tipi care au alte meserii și care din când în când se strâng să facă o piesă de teatru sau să lucreze, dacă au filmat, da. Alea chiar că sunt lucruri care rămân, dar poți dovedi prin contracte. Tu ești un profesionist în direcția asta. Oamenii ăștia nu sunt protejați în niciun fel. Nu există. E ca și cum n-ar exista din punct de vedere al legii. Ei sunt, nu știu, domnule, aveți un hobby. Dar eu mă refer, și asta e rău, dar eu mă refer la altceva, la faptul că eu m-am dus, am făcut școala de actorie și acum mi se cuvine să joc. Dar nu ți se cuvine. Adică e o chestie de... na. Și dacă mâine o să fie încă pe atâția actori, suntem obligați să le dăm și lor. Înțelegi unde... Da, înțeleg ce vrei problema. Să zici. Înțeleg ce vrei să zici. Însă, uite, o să spun o întrebare care cred eu că poate să ajute foarte mulți tineri care sunt la actorie sau vor să dea la actorie. Ce trebuie să facă un proaspăt absolvent de actorie ca să aibă succes sau măcar să se ducă, nu știu dacă ce înseamnă succesul la un actor, să fie angajat la un teatru de stat sau să joace, adică păi nu știu ce răspund înseamnă. Păi singur, prima dată trebuie răspuns la întrebarea asta, să aibă succes în ce sens, să aibă succes, să facă, dacă ai să nu fie neangajat, să nu fie... Poate unii nu vor să se angajeze, să aibă joburi, dar să aibă joburile pe care le vrea, să lucreze în teatru, în cinema, în televiziune. Sunt oameni care fac meseria asta acum pentru că ei vor să lucreze în televiziune, vor să fie
fie cunoscuți, vor să fie, alții doresc să... Nu există. Trebuie să... Nu există un răspuns, un singur răspuns. Trebuie să lucreze... Din punctul meu de vedere, când s-a hotărât să facă chestia asta, să urmeze o formă sau alta de inițiere, adică e bine să treci printr-un proces de învățare, de... Da, facultățile care se ocupă de asta, după care să încerce să lucreze și să încerce să vadă. Trebuie să, în măsura în care vrei să fii actor de teatru, de exemplu, sigur, pot exista noroace, conjuncturi favorabile. Se pare că trebuie să te duci să vezi teatru constant și să încerci să lucrezi, să încerci să lucrezi. Dar cum anume să-și obțină un job? Eu nu pot să învăț pe nimeni, aș vrea să mă învăț pe mine chestia asta. Nu sunt în... Da, cred că ai nevoie de foarte multă răbdare referitor la ce mi-ai zis mai devreme. De un interes, în primul rând, da. Din punctul meu de vedere. Dar și dacă vrea să facă filme sau vrea să facă în calitate de regizor, vreau să spun, trebuie să ai un interes în lucrul ăla. Da, să urmărești, am prieteni care, uite, sunt, de exemplu, profesori la film și au clasă de regie, da, de ceea ce ar trebui să devină regizor și... îmi spune, dar oamenii nu sunt, ei sunt înscriși ca studenți la film, dar ei nu par măcinați de lucrul ăsta în vreun fel, că nu sunt, nu văd suficient de mult, nu... Exemplu, în cazul ăsta e mai simplu și mai la îndemână, pentru că e vorba de ceva tehnic. Înainte se... Dar e interesantă discuția, pentru că înainte se... prevalau de lipsa... echipamentului. Spuneai, băi, eu aș vrea să filmez, dar eu nu am un aparat de filmat, nu am lumini, nu am. Dar, cum spune prietenul ăsta al meu, acum poți să faci un film cu telefonul ăsta pe care îl țin eu în mână sau pe care îl ții tu. Un film întreg poți să montezi în telefon. Exact. Ori accesul ăsta la tehnologie, așa, faptul că a devenit accesibilă și ubicuă, e... devoalează de fapt o lipsă de creativitate și de dorință, da, de reală, acum... de a face a celor care pretind că vor să devină creatori. Tu nu o să poți să te așa cum e și cu cei care scriu sau de ce sunt în continuare, și nu vorbim aici doar de filmul de artă, filmul de festival, cum mi se spune, filmul care vizează o zonă extrem de nișată, care înțeleg că nu e pe gustul oricui sau pe în vizorul oricărui spectator de cinema, dar de ce s-a de puține scenarii mișto și interesante? Și nu-ți imagina că sunt așa niște teancuri de scenarii mișto care zac undeva, știi, pe într-un niște colț, birouri ale unui scenarist decrepit și genial? Costă? Să scrii un scenariu? Bun, sigur, nu poți să scrii un scenariu în care se răstoarnă mașini și aterizează nave spațiale, pentru că, într-adevăr, nu există bani pentru genul ăsta de producții. Dar ceea ce ar trebui să fie mai degrabă un stimul, la noi funcționează ca o barieră. Adică, de ce nu oamenii nu-și forțează imaginația în a găsi povești care, da, să poată fi realizate cu bani mai puțin sau... Dar e foarte complicat. O să vezi când se... sau nu o să vezi, când se scrie și când începe să se caute, știi, domnule, dăm ceva. Nu e așa o mare de povești excelente, știi? E greu să scrie, e greu să scrii piese de teatru, e greu să scrii scenarii. Cu toate că nu te costă. E un om la un laptop sau le poți scrie și pe telefon, normal. Le poți scrie și pe A4 cu pixul. Eu cred că o să existe la facultatea de teatru sau în cadrul facultății de teatru secția influencer, pentru că sunt foarte mulți. Sunt aduce foarte mulți. Bani. Da, aduce bani. Bani sunt... repede, dar pe mine mă bucur într-un fel că pe măsură ce sunt mai mulți scad, știi, cei mulți vor câștiga mai puțin. Mult mai mulți vor câștiga mult mai puțin. Da. Decât mult mai puțin care vor câștiga mult mai mult. Dar acum știi cum e, sunt, e genul de lucru și eu am dezvoltat de vreme teoria asta. Nu pot să-i dai andan. Nu, atunci nu poți, da. Nu poți, și atunci n-are rost să te preocupi, oricum nu la modul ăsta, în termen de bine sau rău. E ca și cum, nu poți dai I'm done ca la TikTok. Nu. TikTok-ul este și de acum vom trăi cu TikTok-ul.
Asta, adică... asta zici că o să tai chestia asta și o să fie, da, o să fie reclamă pentru TikTok, o să, da, vindem chestia asta. Da. TikTok-ul este și îți dau că, da, vrei. Adică, haide să vedem ce e bun în asta sau cum ar trebui să-l, da, folosim. Nu... e bine sau e rău că a apărut internetul și accesul? E bine, e rău, se întâmplă lucruri bune, se întâmplă lucruri rele din cauza asta. E o balanță, e bine sau nu e bine că a apărut inteligența artificială? E bine sau e rău că a apărut motorul cu combustie internă? Poluează, ok. Periuța electrică. Da, e rău. E rău, poți să faci alte chestii, da, cu ea, nu poți să... Da, nu suntem, da, adică și chestia asta cu influenceri, da, oamenii au sesizat un mediu nou și s-au, se exprimă în mediul ăla. Păi da, da, uite ce prostii spun. Cum, eu de ce, okay, am zis, de ce am zis chestia? Da, sunt unii, nu putem să generalizăm, să spunem ce prostii spun influenceri, așa cum nu putem să spunem, păi spun, sunt, dar... actori buni sau sunt actori, măi, nu există chestia asta. Măi, spun, influencerii spun prostii, da, ok, și cine se uită la ei? Toată lumea. Dacă toți oamenii, cum e posibil ca toată lumea să spună că influencerii spun prostii și aia să aibă în continuare like-urile, exact, sau urmăritorii? Exact. Cine și se uită? Și comentariile negative și dislike-urile sunt la fel de importante, pentru că există un algoritm care, da, 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 cine care, se uită? Care nu se uită cineva? Eu de ce am zis de secția influencer, influencing sau influencer la facultatea de teatru? Pentru că sunt foarte mulți care și-ar dori să facă asta, sunt foarte mulți care au devenit influencer de la o vârstă fragedă și sunt foarte mulți influenceri care joacă în filme. Da, acum joacă în filme, da. Foarte mulți. Ce pot să zic? Joacă, o să joace în continuare. O să le ia pâinea de la gura actorilor. Ne-am dus pe copcă. Dar nu, serios, like, și ce se poate întâmpla la filmele astea de business, da, făcute ca să se câștige niște bani cu ele, că până la urmă asta e altă. Dar, dumne, oamenii ăia vor să câștige niște bani cu filmul ăla. Și în planul lui de a câștiga bani, el vede oportună angajarea unui influencer. Și cum, tu cu ce argumente îl combați? Nu poți, n-ai ce argument. Și eu vreau să joace bunica mea. A, și joacă bunici, da. Adică cum discuți chestia asta? Și nu vreau, domnule, vreau, trebuie să aibă diplomă de la facultatea de teatru. Nu. Nu e așa. Faceți, așa, domnule, cum... Poate pentru asta cu, adică să dea cu diplomă la astea de stat. Dacă e film cu bani de la stat, să se angajeze doar, bravo, oameni care au făcut facultatea la stat. Bravo. Eu n-ar trebui să fac podcasturi din cauza că n-am făcut jurnalism, am făcut filozofie. N-am ce să caut, adică, la podcast. Nu, tu nu poți să reglementezi asta și piața din punctul ăsta de vedere se reglementează singură. Sau, adică, suntem... un exemplu și mai bun, nu-l mai luați pe Șerban Pavlu de acum încolo la filme, că el n-a făcut facultatea de teatru. Crezi că s-ar fi supărat cineva dacă tu n-ai fi făcut facultatea de teatru și ai fi ajuns actorul unii, care unii ești acum? Cred că se supărau. Cred că pe aici, pe acolo, se mai supăra câte unul. Dar, mă refeream la talentul pe care poți să ai talent și să nu-ți fi găsit menirea atunci când aveai 19 ani, 18 ani. Este o piață care se mai și autoreglează asta. Da. Bun, și se merge cu nu știu ce... tipă care apare și actrițele spun, hai mă, iau, cum să o ia pe aia, n-are facultate și o ia că aha, da, dom'le, bun, ok, bun. Bun. Acum că ești actor cu renume, da, actor de renume. Băi, dar sunt cu renume, adică vreau ești, să... Ești, da? Ești, da. Vreau, da, să ești, îmi ești, confirm și eu chestia asta din când în când. Câte roluri în care o să filmezi gol crezi că o să mai ai? Deja am văzut aproape. Dacă se mai fac filme de groază, dacă începe să prolifereze genul și la noi, o să am. O să am comedii de groază. Da. Horror comedy. Da, un sitcom horror. Atunci, da, s-ar putea să stau mai mult gol. Okay. Deci se poate. Am văzut zilele trecute... Super Sex, nu știu dacă l-ai văzut. Cu... Nu, dar mă interesează, spune-mi. Rocco Siffredi. Rocco Siffredi, viața lui Rocco Siffredi. Dar Rocco Siffredi joacă într-un film artistic. De asta, da, nu știam. Da, mai de mult. Da. E... regizat de o tipă. Nu, artistic, artistic, artistic. Da, da, da. Adică nu vreau să jignesc acum cu ceva industria filmelor porno și să zic că asta nu e artă. Joacă, încerc să-mi aduc aminte cum se cheamă, dar da. Păi, foarte bun, foarte bun filmul și mi-a plăcut foarte mult actorul care îl joacă pe Rocco Siffredi. Au făcut un serial după... Au făcut șapte... Un o miniserie, biopic. Da, da. Da, nu-mi plac biopicurile.
Mie mi-a plăcut. Da. Mie mi-a plăcut, ți-l recomand să da, unde uiți. E? Netflix. Da, mă uit. Da, e pe Netflix, Super Sex. Da, biopicurile doar, mă rog, aici fiind o lume mai aparte și poate să fie ceva interesant din punct de vedere documentar, dar exact despre biopicurile ca gen cum se spune atât de plastic, mă seacă. Mă seacă la inimioară. Nu-mi plac, nu mi-au plăcut niciodată. Câte castinguri da. Ai dat la început ca să iei un rol? Nu, cum adică? Am dat o grămadă de castinguri, dar dau în continuare castinguri. Asta e altă, trebuie să demolez această idee preconcepută cum că un actor care devine mai cunoscut nu mai merge la casting în România. La noi nu ești, sunt situații în care ești chemat pur și simplu, dar există și de obicei alea care te interesează foarte tare. Dau castinguri, cum? Dau casting de, și pic castinguri. În continuare acum? Dar cum să nu? Bineînțeles, da, dau casting și pierd castinguri. Dar sunt mai multe feluri de castinguri. De exemplu, nu mă refer, scuză-mă că te întreb, nu mă refer la cel care la regizorul care se gândește sau la scenarist care zice: "Băi, știi cui s-ar potrivi rolul ăsta lui Pavlu?" Atunci ești clar, da. Ești chemat și ți se potrivește. Da. Mă refer la castingurile pe care le dai, la care te duci, la care ești chemat. Da. Se întâmplă să da. Da. Se întâmplă că și să fiu chemat la casting și să nu-l iau. Se întâmplă cu o anumită frecvență, nu că mi s-a întâmplat odată. Da, cum adică? Dar foarte mulți actori, asta e o idee extrem de greșită, că actorii care, repet, devin mai cunoscuți nu merg la casting în România. Sau că și-ar permite să refuze pe... Nu e nicio problemă, tu poți să refuzi liniștit. Poți să spui, ești chemat la o probă. Bună ziua, se face chestia asta, așa, la o probă. Și tu ai libertatea să spui... Să rămână sau salut, mulțumesc, nu sunt interesat, nu dau probe. Poți să spui nu sunt interesat de proiect, poți să spui nu sunt interesat, sunt interesat de proiect și nu vreau să dau nicio probă. Dar în principiu la această întrebare sau la acest răspuns vei primi și tu un răspuns negativ. Adică sunt foarte mulți regizori care nu discută fără un casting. Da? Da, fie și din, uite, să dau insight-uri, fie și din simplu motiv că încearcă să potrivească niște fețe. Tu nu joci singur într-un film și atunci omul spune: domnule, dar nu mă îndoiesc de calitățile tale, bla 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 bla. Poate chiar se îndoiește și nu vei ști niciodată, dar vreau să văd cum te potrivești cu el. El trebuie să fie fratele tău mai mic sau... Uite, aici e o chestie, o relație, tu, iubita ta și taicăsul și vreau să văd cum sunteți împreună. Și acolo am nevoie să vă văd pe... Da, dau casting. Da, asta merge. Odată am dat o voce pentru Poliția Română, a fost ceva pro bono, deci nu era plătit și... Le cer bani în felul ăsta, folosindu-te de momentul ăsta. Sau, okay. Nu are legătură cu asta, are legătură okay. cu ce ai zis tu. Da. M-au chemat, am acceptat, am dat o voce pentru radio, o voce pentru TV. Și după aceea când am văzut reclama pe TV, nu mai era cu vocea mea. Și ai spus: hei. Și mă gândeam, bă, ce s-a întâmplat? După aia când i-am întrebat, zic: bă, nu v-a plăcut? Că ai putea să-mi spuneți că mă chemaseră doar pe mine, generalul, că această voce nu este a Poliției Române. Asta e vocea Poliției din Burundi, eventual, sau nu, din Laos. Au zis că era deja trasă, era tras videoul și vocea mea nu se potrivea cu vocea omului din video. Și putea fi un mod frumos de a spune că nu le-a plăcut vocea mea, însă după aceea am auzit reclama la radio și, care, era. Și era cu vocea mea. Deci putem era... să ne oprim să mai vorbim despre tine? Adică nu e un podcast făcut de mine. Cât am vorbit că am zis doar asta. A fost chestia cu piatra cubică și cu pizza. Acum e chestia cu poliția și cu voci pe bune? Adică chiar să chem niște oameni ca să-ți faci reclama asta nesimțită? Vocea Poliției Române a căpătat și un chip. Hei, vocea Poliției Române are de astăzi și un chip. Spune oamenilor salut, fă-le cu mâna și asta e tot. Da. Aveți amendă. Da, pentru prima și ultima dată vocea Poliției Române. Mamă, să știi că te iubesc, sunt într-un subsol cu Pavlu. Da.
spune-i, spune unde mai ascunși bani sau, nu, sau pizza. Care a fost cel mai ciudat casting la care ai participat? Aoleu, stai să mă gândesc. Bă, uite, da, nu, bă, cred că au mai fost și castinguri ciudate. Un casting ciudat? Băi, nu vine. Unde te-ai simțit cel mai așa, cel mai... Dom'le, castinguri ciudate sunt castingurile în care, și cred că mi s-a întâmplat de mai multe ori, doar o dată, în care, e adevărat, eram mai la început, zic la plural, că mergeam așa mai mulți, erai, și ți se explica o chestie în care tu nu aveai un text neapărat, sau spunea, dom'le, aici e o chestie așa în care... știi, e o chestie de atitudine, e o chestie de atitudine, asta nu e, și vrea să vadă un pic așa dacă aveți atitudine. Nu e bine, dar ce, ești ministrul de, și ai o, știi, și castingul constant în a te în stare. Reprezenta în atitudinea aia în fața camerei, care e o nebunie, pentru că scoți context orice și începi deodată, știi, ziceai, da, gata, ești gata, da, deci, bun, spui la început cum te cheamă și pe urmă intri în, știi, sau se întâmpla ceva, știi, și era așa un dicteu din spatele camerei, da, astea sunt cele mai, și da, bun, mă, ok, da, poți să-i dai drum? Da. Salut, sunt, mă numesc Șerban Pavlu, nu spune salut, spune direct, da, ba, scuze, mă numesc Șerban Pavlu, am 1,87 m, sunt actor. Bun, și acum îl vezi cum se apropie de tine, și te anunță chestia îngrozitoare și tu făceai așa o chestie din nimic, știi? Adică e foarte nasol, dar există speranță. Treaba asta continua cumva un minut sau două și când te opreai, băi, trecusești până, știi, adică fii impresionat, fii, hai, acum. Da, exact. Când vine vorba de un rol... Să știi că directorii de casting, da, uite, nu cred că s-a mai discutat asta în podcasturi, au o importanță enormă dacă e vorba de un lucru pe bune. Adică vreau să spun, filme cu roluri ca lumea, și un director bun de casting poate face enorm. Un director bun de casting, în primul rând, înaintea regizorului sau a oricui altcuiva, poate vedea într-un actor pe care îl cunoaște potențialul unui rol care nu i-ar fi oferit în, la prima mână, cum se spune. Mm-hmm. Și un bun director de casting poate schimba destinul unui om, pur și simplu, pentru că el vede înaintea oricui în... Și adică, am glumit doar pe jumătate înainte, pentru că lămuririle astea pot exista și nu spune, băi, uite, îți dai proba asta. Poți să și spui, dom'le, dar nu e pentru mine. Hai să încercăm. Hai să vedem. Da, un bun director de casting poate schimba lucrurile. Mi-a plăcut ce ai făcut mai devreme cu, da, sfaturile. Cu... Și tot în zona asta merge. Când vine vorba despre un rol în care ești atras de un bărbat, un rol al unui gay, cum te transpui într-un astfel de personaj? Dom'le, stai puțin, acum dacă vă spun chiar totul, cum aș putea să... Un secret acolo. Dar nu cred că există niciun secret, cred că te transpui într-un personaj, dar dacă trebuie să joci rolul unui cioban, cum te transpui într-un personaj? Te gândești la un cioban, te gândești la oi. Păi, exact așa și aici, te gândești la oi. E același lucru, eu nu, n-am nimic de... Dar chiar este o capacitate de a te pune în pielea altcuiva, actorii. Adică, dar dacă trebuie să-l joci pe Mussolini, cum, la ce te gândești? Sau pe Stalin? Adică, serios, nu, concret, cum? În asta constă până la urmă actoria, în a putea gândi cumva cu capul altui om. Da, exact. Te gândești la alt actor care e așa? Te gândești la alt actor? Eu personal mă gândesc, da, funcționează și chestia aia și pare așa o chestie foarte neprofesionistă, dar până la urmă contează ceea ce funcționează. Restul... Și ce iese de la tine, că nu o să iasă același lucru. Bineînțeles, dacă tu te gândești la actorul Jack Nicholson și faci nu știu ce, nu o să fii Jack Nicholson, o să fii altfel și
dacă pe tine te ajută chestia asta, poți să te gândești. Eu în general mă gândesc chiar, mă rog, s-a scris mult despre asta, am îmbrățișat această natură de joc a lucrurilor, de joc ca de joc de copii. Da. Cum se joacă copiii când fac, nu știu, pe hoții și vardiști, la fel te joci și tu joci, te joci. Uh-huh. Joci în sensul că te joci. Ce ar fi dacă eu aș fi un evadat? Ce ar fi dacă eu aș fi un învățător? Ce ar fi dacă eu aș fi șeful de la covrigărie? Ce capacitate ai de a privi lucrurile cu atâta ușurință? După atâta timp mă gândesc asta, nu? Păi cred că e o debilitate a mea de a privi lucrurile cu ușurință. Debilitate. Da. Vreau să vorbim un pic despre ciorbă. E un simbol clișeu. Care tot apărea în unele filme. Care e faza? De ce țineau regizorii atât de mult să vadă actorii cum mănâncă ciorbă? Dar nu ține mai nimeni să mănânce, să vadă actorii cum mănâncă. E o prostie. Le-a dat să mănânce o ciorbă că i s-a părut că e potrivit în momentul ăla. Ce? Asta e așa. Și a căpătat ciorba ca simbol, emblemă de țară. Da. A fost în ochii privitorilor, nu în cei care au... Pur și simplu, oamenii s-au simțit vizați că mănâncă ciorbă, că sunt ciorbari. Adică de aici a pornit toată chestia asta. Ce? E o prostie asta, nu? Da, sunt foarte multe scene lungi în care pur și simplu este cel care stă... Dar nu sunt foarte multe scene lungi. E o scenă în aia, în filmul lui Porumboiu, cu Dragoș mănâncă ciorba aia și... Acolo Porumboiu s-a jucat și el cu o chestie. A spus că mănâncă o ciorbă. Hai să fim serioși, că sunt sătul de rahaturile astea. Mi se pare că, uite, la Henry Johnson, care mă întorc la oile mele, îți dai seama. Urma. Este un text, o piesă scrisă de David Mamet, care David Mamet e probabil plus minus. Hai că nu, eu am zis să nu facem clasamente, dar probabil cel mai important dramaturg american în viață. E un nume care nu... Pur și simplu, da, e, și fiind vorba de Statele Unite, adică nu e cel mai important dramaturg luxemburghez. Omul e o instituție, e pur și simplu David Mamet, cu stilul lui, cu... Și am... Ăsta de la Henry Johnson e un text mai care îți pune puțin mintea la încercare. E o chestie... Chiar există mametismul lui David Mamet, care e în textele lui celebre acum, care este așa... El nu e un autor care poate fi... Înțeles din prima. Digerat, adică, imediat, da. Nu, da. El scrie într-un limbaj foarte popular, dar structura și modul în care el frazează și așa e specific. Are și, simbolistică anume. Nu, e specific și ca scriitură, ca el a încercat să reproducă stilul ăsta oral, foarte mult în scris și în textul de la Henry Johnson e dusă la ultima lui piesă și e dusă la extrem chestia asta, dar e foarte mișto. Și eu pot să accept că poate noi nu suntem cei mai buni actori sau că regia nu e așa sau că spectacolul cu tot, dar textul chiar e o chestie solidă din spectacol și scriau, nu știu ce, așa că domne, ce păcat să vezi actori buni și bă, așa care se chinuie, domne, să salveze un text de neînțeles, prost, domne, de neînțeles, știi? E, acum, nu poți să te iei după lucrurile astea, adică oamenii trebuie să înțeleagă că democratizarea asta, accesul la libera exprimare și faptul că ai unde să o faci acum, dar n-a schimbat și oamenii, adică sunt tot tâmpiții aia care înainte n-aveau unde să scrie, dar ei acum au unde să scrie și acum nu trebuie să ne luăm după, pentru că în același timp cuvântul scris are parcă o, și dacă tu citești ceva despre teatru sau despre cinema scris, da citești, evident că e scris, domnule, parcă are o, nu, o greutate așa, da, corect, tu trebuie corect. Să te gândești că cineva dintre cei care a scris poate fi idiot cu acte și că asta nu, faptul că el a scris nu conferă valoare scrisului ăla. Nu, dar e cel mai bine să vezi cu ochii tăi. Nu, asta da. E... Corect. Am niște întrebări fulger pentru tine și după aceea terminăm. Da. Am Zapelea sau Toma Caragiu? Toma Caragiu, am avut o slăbiciune de mic copil, de discurile lui și momentele alea, îmi plăceau cel mai mult dintre toți comicii noștri îndrăgiți și pe mă l-am descoperit și ca actor Toma Caragiu, ce mai okay. Dacă e fulger, fulger să fie. Ok. Ciorbă sau cartofi prăjiți? Ciorbă. Ciorbă, ciorbiți.
La mine e greu de ales, nu pot să... Film, film sau serial? Film. Vezi că nu te-am întrebat film sau teatru, te-am întrebat film sau serial. Film, domnule, film, film. Știu ce alegi între film și teatru. Dar serialele bune sunt doar niște filme foarte lungi, iar corect, restul nu contează. Corect. Barcelona sau Real Madrid? Barcelona. Barça. Da? Da. Și ce părere ai de Mbappé care merge la Real acum? Nu, vin cu echipa, nu mă interesează cine joacă acolo. Relu din umbre sau Costoiu din clană? Relache. Relache că a fost așa foarte departe de mine și mie... Mă înspăimântă să știi că l-ai ales pe Relu și este în continuare în subsol. Relu m-a ales pe mine, să știi, nu... cu atât mai mult mă înspăimântă. Trecut, prezent sau viitor? Prezent. Bere rece sau șpriț? Bere rece. Bere rece. Da, place. Bere rece. Place. Când eram mic la liceu, aveam un văr care era la Politehnică și mă mai lua cu el, să mă mai amers pe munte cu el și uneori mai mergeam cămin la Politehnică și a zis, băi, hai vino și tu, mai stăteam, ascultam și eu discuții și acolo am văzut că scria pe anunțuri de-astea lipite prin cămin BR sau BRRC și un număr și zic, dar ce înseamnă BRRC? Bere rece, camera 204, că ăla avea la, în cadă sau unde era cuținea bere rece, puteai să-ți iei o bere rece de la BRRC. Mamă. Și spunea și camera și bătea acolo. Mamă, ce vremuri. Da, da. Și acum te căminul, duci și... cămin, da. La Politehnică era cămin, nene, la Leu acolo. Știu, acolo am stat, acolo am copilărit. Ale erau orășele. Da. Cum era viața de student? Viața de student în cazul meu a fost extraordinară, pentru că da, teatru nu era o facultate. Eu n-am făcut înainte de Revoluție facultatea, adică nu s-a atât de bătrân cum crezi tu. Ai 46, 47. 48. 48 da, ai făcut? Da. Am făcut în... Am bătrân. Da, sunt bătrân, bătrâior. Bătrâior. Ideea e că a fost foarte mișto și mie mi-a plăcut și un ATC-ul avea cămin, ATF cum se numea, Academia Teatru și Film, avea cămin și mergeam în cămin, erau party-uri de cămin, era nebunie. A, tu ai copilărit în București, da, la Victoriei. Sunt bucureștean jet-be-jet. Sunt cât se poate de bucureștean. Și eu știu foarte mulți bucureșteni care mergeau și stăteau la cămin, pentru că era... Eu nu puteam să-mi cer o cameră la cămin, nu, pentru că, dar, da, pe cum, stăteau, erau... dormeau nopții întregi. Pe cum, erau adică chestii extraordinare, pe scăpai de acasă, ce vorbim. Aveai o iubită și te duceai mai... Dormeai pe lea sau aveai era, un prieten? Era cea mai tare chestie. Nu mai stătea, da, că eu invidiam pe ăștia care stăteau la cămin. Mi se părea, wow, au plecat oamenii de acasă, mai... Să ai 20 da, de ani și să fii pe cont propriu și... Bineînțeles, și când erai la cămin, erai deja în poziția de tip care trebuie ajutat. Ți se trimiteau de acasă pachete, bani. Era deja, băi, plecat unde n-aș... Era singurul motiv pentru care îmi părea rău că fac facultatea în București, știi? Făcut undeva, stăteam eu la cămin, să... toată lumea să mă... Băi, ești ok? Da, da, mi-ar că... mai trebui niște bani. Știi care e chestia? Chestia e că atunci când stăteai cu ai tăi, aveai mâncare și aveai bani, cum ar fi, da, aveai mâncare și de băut. Dacă te duceai la cămin, nu mai aveai siguranța asta și mâncai, da, repede libertate. Mâncare, dar aveai libertate. Dar unii aveau, ca mani. E ca și când te combini cu unul bătrân și urât, da, care are bani. Ca, da, sau invers, cu una bătrână și urât care are bani. Nu știi ce să alegi exact. Că stai acasă, nu e bine? Dacă te duci acolo... Ok. Da. Ce proiecte mai ai în afară de Henry Johnson care rulează acum la Metropolis? Urmează Bazinul de Nord, se cheamă, îl cheamă North Pool, dar nu e altă traducere mai bună decât Bazinul de Nord. Ce pompieristic așa. Bazinul e, de foarte Nord. Foarte frugală traducerea. Da, la Arcub o să fie. E un text foarte mișto, în două personaje, dar mișto și asta muncesc de zor acum. Mulțumesc mult că ai venit. Eu mulțumesc că m-ai chemat. N-am simțit că n-a trecut timpul. Mai aveam câteva cuvinte pe listă pe care voiam să le zici, cum a fost pula, dar mai lăsăm pentru alte podcasturi. Cu plăcere. Când o să vii și o să mai facem o capsulă a timpului. O să-mi dau pe WhatsApp un mesaj vocal. Okay. Mersi mult de tot. Mersi și eu.